Ziua porților deschise astăzi la ITM Hunedoara cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Inspecției Muncii. La eveniment au participat oficialități locale și județene, directori de instituții, precum și reprezentanții angajatorilor din județul Hunedoara. Evenimentul a marcat un sfert de veac de activitate a instituției pentru protejarea drepturilor legale ale angajaților, precum și pentru asigurarea unui mediu sănătos și sigur de muncă. Aniversarea de astăzi a confirmat buna colaborare între instituțiile de control din județ, dar și o garanție a angajaților ITM Hunedoara că vor rămâne la fel de intransigenți în relația cu angajatorii care nu respectă legislația muncii. Astăzi organizăm Ziua Porților Deschise la ITM Hunedoara, sărbătorind în același timp și 25 de ani de la înființarea Inspecției Muncii și implicit a inspectoratelor teritoriale de muncă. Sunt 25 de ani de provocări, de muncă multă, de evenimente cercetate, de controle și sperăm ca și de acum înainte să ne putem menține la același nivel de profesionalism ca și până acum. 25 de ani, discutăm de acei 25 de ani de la înființarea prin legea 108 a Inspecției Muncii actuale, dar noi avem o vechime de peste un secol prin diferite instituții. Ziua de 11 iulie a fost instaurată prin legea statutului inspectorului de muncă ca fiind ziua Inspecției Muncii și sperăm că și de acum înainte o să fie tot la fel de bine ca și până acum. Eu cred că activitatea pe care ITM o desfășoară și a desfășurat-o și în trecut este pozitivă. Cred că este foarte bine să existe discuții, cred că este foarte bine să existe și activitatea de prevenție. Este foarte important acest lucru și este foarte important ca cei cărora li se adresează, până la urmă nu doar ITM-ul, ci toate instituțiile statului, să vadă în aceste instituții niște parteneri, niște colaboratori și nu niște asupritori, ca să spun așa. Eu doresc succes colegilor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara și colegilor până la urmă de la toate direcțiile care se află astăzi aici de față și sper să aveți o colaborare cât mai bună împreună cu aceștia și vă urez la mulți ani. Vă mulțumesc, doamna prefect. Vă felicit. Vă doresc să aveți activitate spornică, să fiți sănătoși, să aveți putere de muncă și răsplata profesională să vă fie pe măsura așteptărilor. La mulți ani tuturor! Vreau să mulțumesc tuturor, vreau să mulțumesc colegilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru seriozitatea și profesionalismul care dau dovadă, echipele noastre din cadrul Corpului de Control al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă însoțiți de colegi din cadrul ITM, vin și ei pe la dumneavoastră, pe, așa cum știți, pe partea de convenții, cei care aveți încheiate cu noi convenții. Vreau să felicit pentru profesionalism, dedicare și vreau să vă mulțumesc tuturor, atât dumneavoastră, doamnelor și domnilor angajatori, cât colegilor pentru buna colaborare din cadrul tuturor activităților din județul Hunedoara. Mulțumesc și la mulți ani! Angajatorilor aș vrea să le mulțumesc pentru că respectă legislația muncii și vreau să le transmit că chiar dacă în ziua de 11 iulie nu se fac controle, tot prin lege stabilit, noi suntem alături de ei, dar totodată suntem și intransigenți și fermi cu cei care nu respectă legea. Angajaților le transmit să aibă încredere în noi, să vină spre noi cu orice problemă întâmpinată și în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul sănătății și securității în muncă și să aibă încredere că vom face tot posibilul să rezolvăm problemele.